Bine ați venit la Farfuria Veselă! Astăzi voi pregăti chifteluțe cu carne de pui la cuptor. Rețeta chiar acum! Pentru chifteluțele delicioase voi avea nevoie de 600 de grame de carne tocată de pui, puțină țelină, un morcov, o ceapă roșie mică, câteva fire de pătrunjel verde. Voi pune și 10 căței de usturoi, pentru că mie îmi plac chifteluțele cu usturoi mai mult și usturoiul ăsta pe care l-am eu este unul românesc, așa că nu este foarte iute. Dacă nu vă place cu atât usturoi, puneți mai puțin, 2-3 căței sunt suficienți, să spunem. Un ou mai mare, am și puțin cimbru uscat și îl voi pune și pe acesta, sare și piper după gust. Voi pune și o felie de pâine fără coajă pe care am înmuiat-o bine în apă și o voi scurge și îmi voi unge mâinile cu puțin ulei. Dau pe răzătoarea mică atât morcovul cât și țelina. Voi da și ceapa pe răzătoarea mică. Mama mi-amintesc că făcea aceste chifteluțe și toca carnea de pui sau de porc împreună cu legumele. Dar pentru că eu am cumpărat carnea tocată deja, pregătesc legumele astfel, dându-le pe răzătoare. Încep pregătirea chifteluțelor și voi pune carnea într-un castron mai mare, pentru că vom amesteca aici toate ingredientele. Peste carne voi pune legumele, adică ceapa, morcovul și țelina pe care le-am dat pe răzătoare. Voi adăuga și usturoiul pe care l-am strivit cu o presă pentru usturoi. De asemenea și pătrunjelul l-am tăcat mărunt cu cuțitul și îl pun și pe el aici. Dacă vă place să puneți mărar, folosiți mărar. Cimbru uscat. Am o crenguță mică pe care o dau la o parte. Felia de pâine pe care am înmuiat-o bine în apă, îi voi scoate coaja. Și o voi stoarce bine, bine. Între palme. Perfect. Și o voi pune în compoziția mea pentru chifteluțe și voi amesteca totul. Am pornit și cuptorul să fie bine încins. Ce mai rămâne de adăugat aici în compoziția mea este oul. Și îl punem și pe el. Eu am un ou mai mare. Și condimentăm cu sare și piper proaspăt măcinat. Și amestecăm totul foarte, foarte bine.
Compoziția pentru chifteluțe este gata, așa arată, aceasta este consistența. Acum, cu mânuțele foarte, foarte curate și date bine prin ulei, voi lua din carne și voi forma chifteluțele. După care le voi așeza în tavă pe hârtie de copt. Bineînțeles că le puteți face și punându-vă mănuși, dar eu le pregătesc pentru mine și soțul meu. Nu voi hrăni pe nimeni altcineva decât pe noi doi, așa că îmi permit să le fac cu mâinile. Și în afară de asta, și mama și bunica mea așa le pregăteau. Continui până când termin toată carnea. Așa arată chifteluțele formate, așezate în tavă, pe hârtie de copt. Voi pune acum tava în cuptorul încins, la 180 de grade, pentru 18-20 de minute, cât să se coacă și să se gătească foarte bine carne. Așa arată chifteluțele, tocmai scoase din cuptor, arată nemaipomenit. S-au rumenit ușor pe spate, uitați, le-am lăsat mai mult de 20 de minute pentru că nu vreau să se ardă, am dat cuptorul încet. Le lăsați până când prind ușor culoare pe spate și atunci știți că sunt făcute. Eu deja am gustat una, așa că știu clar că sunt bine făcute. Chifteluțele cu carne de pui la cuptor sunt gata, sunt absolut delicioase, miros nemaipomenit, de gust ce să mai vorbim. Și uite așa, încă o rețetă simplă, dar delicioasă. Atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați canalului Farfuria Veselă și o puteți face apăsând butonul pe care îl vedeți în acest moment pe ecran și ca întotdeauna vă doresc să fiți veseli!